Sănătate tuturor! Vreau să vă prezint două metode foarte bune pentru a obține miezul întreg. Este iarnă și este momentul perfect pentru a sparge nucile. Vin și sărbătorile, avem nevoie de miez de nucă pentru cozonac, pentru prăjitură sau cine vrea să facă afaceri să-l vândă. Deci, avem un suport metalic pe care o să spargem nucile și cum vedeți nu spargem pe partea aceasta sau pe aceasta, dar pe părți laterale, așa cum vedeți în imagini. Și această metodă ne va ajuta ca să spargem nuca perfect în jumătăți egale. Nuca este amplasată în așa fel că dacă o spargem în acest mod, ele se vor desface în părți egale, întregi. Este o metodă foarte, foarte bună. Știți foarte bine că miezul de nucă este foarte bun pentru imunitate, pentru a avea un organism sănătos. Și de aceea se recomandă ca să consumăm zilnic sau când avem posibilitatea miezul de nucă. Și a doilea secret pentru a obține miezul de nucă întreg este ca să avem nucile cât mai umede. Procentul de umiditate să fie cât mai mare. Aceasta ajută ca miezul de nucă să nu se fărâme, să nu se spargă în bucăți mici. Ne ajută să avem miez de nucă întreg pentru ca să aibă un aspect frumos și cine vrea să-l vândă să fie mai valoros. Miezul de nucă este foarte nesănătos și ne ajută pentru o bună funcționare a creierului, pentru a avea o memorie foarte bună. De asemenea, sunt foarte bune pentru a arăta bine. Ne ajută ca să avem pielea frumoasă, un ten frumos și să nu ne cadă părul. Ne ajută și pentru combaterea insomniei, în cazul că nu putem dormi bine. Îmbunătățește activitatea cardiacă pentru persoanele care au nevoie. Deci are o multitudine de beneficii miezul de nucă. Deci v-am arătat metoda perfectă pentru a sparge nucile. Puteți încerca singuri acasă ca să le spargeți, să aveți miezul de nucă întreg. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc să fiți sănătoși și numai bine!